O zonă de odihnă din 4 scaune și o masă create din anvelope uzate și piele eco a fost amenajată în holul Palatului Municipal de Cultură din Bălți. Designeri și meșteri au fost chiar lucrătorii de aici. Ideea a fost susținută de către administrație. Viorel Sârbu, cel care a meșterit acest mobilier, a spus că ideea aparține colegilor lui. Colectivul a optat anume pentru această variantă pentru a aduce ceva nou în designul de interior, dar și pentru a arăta tuturor că pneurile uzate pot căpăta o nouă viață. Sunt niște persoane care vin cu foarte multe idei frumoase și ne-au dat o idee să facem anumite din anvelopi, fiindcă seturile sunt seturi de mobilă, de exemplu, din lemn sau din metal sau din alte materiale, dar într-o bună zi îmi spune, păi haideți să facem un set așa din anvelope, fiindcă într-un fel oricare poate să fie și mai interesant, dacă vedeți dumneavoastră cum e făcut masa, cum s-au făcut scaunele. Pentru confecționarea acestui mobilier a fost nevoie de aproximativ o săptămână. Măsuța și scaunele au fost create chiar în atelierul din cadrul Palatului de Cultură. Din punct de vedere de greutate, deci a fost așa, să zic eu, mediu. Mi-era foarte greu, iată, dacă dumneavoastră vedeți aici, semilunile astea au fost foarte greu, fiindcă pielea se da greu, anume s-o facă, iată așa, cu diferite rânduri. Dar în rest, n-aș zice că mi-a fost greu. Tot materialul, să zic eu, așa ne-a costat undeva sub 2000 de lei. În viitorul apropiat, în incinta Palatului de Cultură, ar putea apărea și alte articole de mobilier confecționate manual din anvelope uzate.